Conform unor surse credibile, semnarea protocoalelor USL în teritoriu a fost blocată de Partidul Național Liberal, deoarece PSD nu respectă protocolul general, unde este specificat clar că este interzisă colaborarea cu Partidul Democrat Liberal. Liberalii de la Gorj au respectat această prevedere, astfel că în localitățile Peștișan și Runcu, viceprimarii au fost demiși, dar deocamdată nu au fost înlocuiți. Și la Ninoasa s-a încercat schimbarea viceprimarului Democrat Liberal Ilie Jianu de 2 ori, însă decizia a fost contestată, iar acum prefectura Gorj analizează situația și trebuie să dea un răspuns. În momentul de față, PNL mai are de schimbat un singur viceprimar, pe cel de la Bumbești-Jiu. Este vorba de democrat-liberalul Ilie Crintea. Se pare însă că liberalii nu se vor grăbi să-l schimbe până când nu va lua aceleași măsuri și Partidul Social-Democrat.